Victoria, pe care o avem acum din nou alături de noi. Neața, Victoria, ce neața, faci? Unde ai ajuns Victoria, tu? Neața și invitatul. Neața, din nou. Bună dimineața. Vă scot dintr-un ciudat și vă introduc în alt ciudat. Bun. În zona Râșnov mă aflu, după cum am spus, am ajuns la destinație. În spatele meu este muntă, în stânga mea este domnul meu Grigoraș. Iar, bună dimineața. Iar în stânga noastră, a Îndurora, se află Palincăria Transilvania. Și astăzi o să aflăm, bineînțeles, cu domnul Grigoraș, cum se face palinca. Domnul Grigoraș, deci, ce știu eu personal, Victoria Bobu, despre palinca? Se face exclusiv din prune. Suica se face din orice alt fruct, în afară de prune. Iar horinca e în partea aia, la Maramureș. Spuneți-mi, vă rog, ce e adevărat și ce nu e adevărat. În mare parte adevărat ți-a spus. Suica se face doar din prune. Palinca este un dublu distilat din oricare alt fruct. Ce înseamnă distilat? Este procesul, nu? Face parte din proces. Da. Distilat înseamnă... O să vă arăt în imediat și aparatul pe care realizăm distilare. Este vorba de un alambic. Vă rog. Să fiți atenți cum se face și poate încercați și acasă. Deci, acum distilăm. Este perioada în care au fermentat cireșele și în alambic avem cireașe fermentate. Deci, unde se bagă cireașa? Cireașa se introduce aici. Așa. În blaz. E fierbinte. Încă arde focul. Ok, deci se face focul, se introduce cireașa. După, deci cireașa a suportat câteva transformări de când am cumpărat-o, în sensul că am spălat-o, i-am îndepărtat păditele și sâmburi cu ajutorul unui aparat, am lăsat-o la fermentare timp de 10 zile, iar acum e numai bună pentru distilat. Aha. Am băgat-o în alambic, am făcut focul, iar în momentul în care va ajunge pe la 80 de grade temperatura mascului fermentat din fructe, acest alcool va începe să se evapore și... Care treaba cu alcool? Pentru că există băuturi care au 26% alcool, altele au 80, de exemplu. Da, palinca noastră este la categoria celor care au o concentrație alcoolică mai mare. Așa, ca să fie eficient. E da. Un pic, dar simți ceva. Ceea ce îmbutelim are 40% concentrație alcoolică, dar ceea ce curge, cel puțin la începutul distilării, are undeva la 80 de grade. Am înțeles. Ne aducem la tăria de consum pe adăos de apă demineralizată. Bun, deci folosim cireșe, folosim... Avem 14 fructe diferite acum din care am făcut palinca. Teoretic, orice fruct poate fi distilat și făcut băutură, licoare. Fructele din zonă, mere, pere, prune, dar am cumpărat din toate zonele țării, am cumpărat acum și caisă. Am făcut, anul acesta am făcut și din zmeură. Zmeură de... Putem să vedem colecția? Vă rog. Haideți. Haideți să vedem și colecția. Cred că e pentru prima dată când am văzut palinca de gutui. Eu personal, probabil un băutor de palinca ar spune, ai pierdut o... Zona premium, e una dintre cele mai aromate și plăcute băuturi. De gutui? Da. Deci da. Avem așa, de mere, există, da? Și este același proces, orice fruct ai folosit, procesul este același, da? Da. Deci de mere, de vișine, de piersici, de căpșuni și o treabă sezonieră, adică trebuie să știi când, nu? Să culegi căpșuna, când să profiți de ea, nu te trezești iarza. Indiferent ce fruct este, trebuie cules atunci când sunt foarte bine coapte, când au un adăuz mare de zahăr, astfel încât să obții o băutură cât mai aromată și să aibă un randament cât mai bun la producție. Nu ultima... Da. Am mai văzut ceva, o cameră foarte interesantă, tot cu băuturi, cu... Ah, era dincolo, afară. Wow, aveți și premii, se iau premii și medale pentru asta? Da. Anual participăm cel puțin la 2-3 concursuri de distilate și... obținem medalii. Wow. Numai o parte din cele ale care îmi cer scuze de pentru lipsa de modestie, n-am avut loc să le toate. E în regulă. Deci un beci, exact sub picioarele mele. Nu se întâmplă nimic, nu? Mamă, o să îmi doresc foarte mult să și intrăm acolo, dar o să o facem pe final de emisiune pentru că s-ar putea să rămânem fără semnal. Dincolo era camera, nu? Dincolo. Așa. Haideți să vă duc încă într-un loc. Unde... Deci aici, practic, vin cumpărătorii, nu? Da.
Acesta este magazinul și o folosim și ca și cameră pentru degustări, pentru grupurile organizate care ne calcă pragul. Aha, deci se poate și degusta. Se poate și degusta. Păi, ăsta este scopul, să facem cunoscut această licoare magică, acest produs tradițional românesc, Polinca, și să ne bucurăm de savoarea ei. Bun, și dacă eu, de exemplu, vin și solicit... Bă, eu vreau să cumpăr palincă, nu știu de care, vreau să gust. Ce-mi dați să gust prima dată? Vrei să scot pahar? Da, dar un pic mai târziu, când nu mai sunt puțin mobilul. Gusturile diferă, asta este partea frumoasă. Fiecare apreciază o altă pălincă. Cei cărora le plac pălincile aromate apreciază caisa, apreciază piersica sau butuia despre care am vorbit. Nu sunt băutor de prună. Îmi place? Nu că celelalte nu mi-ar face la fel. Pălinca de prune este cea mai populară, cred, corect? Da, da. În România. Haideți să ne întoarcem așa spre, poate le facem poftă și celor din platou, să se vadă și palincile noastre. Atâta timp cât e foarte, foarte populară, care este perioada în care se strâng acele prune, totuși? Păi, prunele toamna, când se coc, sunt adunate. E un timp scurt? Se profită la maxim? Sunt mai multe soiuri de prune și pot fi adunate și în august, septembrie, chiar și la sfârșit de iulie. Curiozitate, cât de naturală este palinca voastră? Cea mai naturală, la fel ca și noi. Asta am și găsit ca informație, dar voiam să mă uit în ochii. Facem distilate doar din fruct, să știți. Nu folosim în procesul de producție alte adaosuri, cum ar fi pabana. Conservanți? Termenul de valabilitate nelimitat. Ne-ai făcut să ne fie poftă și nu știu nici măcar dacă e ora pentru așa ceva, dar tot ne-ai făcut poftă. Da, o locație superbă. Noi ne uitam acum să vedem exact unde este și pentru a vedea și telespectatorii noștri, propun să vedem exact locația pe care o... Gestionați cu atât de multă atenție, ea se află în apropierea Brașovului, dar chiar în Râșnov, dacă toți stați sau sunteți cazați în Poiana Brașov, dați o fugă, că e acolo aproape, în vecin, până la Palincăria. Chiar aici aveam să vă întreb, e Palincăria sau e Palincăria? E Palincăria. Palincăria, îi spune. Palincăria, corect. Palincăria Transilvania, pentru că despre această regiune vorbim, în Transilvania și Brașovul. Da, ce să spunem, mi se pare că este universul oricărui... O să folosesc termenul țuicar, că uitați, pentru mine, fiind din Galați, și asta voiam să-i spun și Victoriei, bunicul meu, moldovean, jet-be-jet, mi-a spus, măi, e și păcat să mănânci pruna, adică știind ce poate să iasă din ea, tu doar să o mănânci, parcă nu-i găsești tainele în felul acesta. Dar de ce înghiți în sec, Mircea? Da, nu vezi că plescă, nu înghiți în sec, pentru că mi-e puțin poftă, recunosc. Adevărul este că mie îmi place palinca, nu sunt o băutoare de palincă, dar îmi place să o gust, mai ales pe cea aromată. Și la un moment dat chiar am gustat palincă de cireșe amare. Are un gust... Un alt gust, e aromată, așa de caisă este la fel de aromată. Tu ai ceva cu cireșele astea amare, pentru că și înghețata ta specială, și preferată este tot de cireșe amare. Voiam să vă întreb, domnule Grigoraș, vă calcă pragul doar brașoveni, sibieni, făgărășeni, ploieșteni sau vin și din toată țara? Nu știu, Botoșani, Reșița, Tulcea, Maramureș. M-am dus în cele patru colțuri. Nu, vin din toată țara și nu numai din țară, să știți. În zonă sunt foarte mulți turiști străini care ne vizitează prin intermediul agențiilor de turism sau pe cont propriu care ajung în zonă. Super tare! Ce și apropo, am avut odată un turist din Moldova pe care l-am întrebat, doriți să vă ofer ceva pentru degustare? Și mi-a spus, băi, eu sunt moldovean, să știi, ori îmi dai să beau, ori nu-mi dau. Uitați, ați avut un moldovean sincer la porțile dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, v-ar fi mințit puțin sincer, dacă ar fi zis doar așa, puțin pe buză, să-i simt gustul. Nu, ar fi... Aia e pentru șofer. Corect. Ai mei îmi spuneau încă de mică, dă un fel de gust mâncării, adică înainte de masă, puțin de tot, puțin, cât să întețească așa puțin și digestia. Se spune că joacă un rol important și în ajutorarea procesului digestiv. Pe partea de cumpărare, shop-ul online este cel care va aduce, să spunem așa, cel mai mare segment de încasări la vânzări?
Este bun și magazinul online, ne aduce o vânzare bună, dar satisfacția este mai mare atunci când ne calcă pragul corect. Clientul, pentru că putem să-i împărtășim din tainele noastre, putem să-i arătăm cum producem, ce producem și atunci, și plus că poate să guste produsele înainte să le aleagă. Asta mă gândeam, că și pentru client este mult mai interesant, pentru că poate să guste din mai multe soiuri, nu? Tipuri de palincă și să-și aleagă ce îi place. Până dar ce te faci? E o experiență gastronomică foarte plăcută. Ce vă faceți dacă după 4-5 de gustări zice, ai, o mersi, eu sunt gata, nu mai vreau nimic, am văzut să... mai plăcut și... Ce recomandați? Rezonează cu frecvența noastră. Ce recomandați doamnelor care vă calcă pragul? Ce le dați să deguste? În primul rând să-și lase soții să deguste și să-i lase să cumpere, să nu se implice. Da, n-a fost niciuna care a zis, ia stai așa că tu ești șofer, degust eu. Ba da. Și să știți că doamnele sunt mult mai selective și ele recunosc mai ușor pălinca. Dacă nu le spun ce anume le torn în pahar, ele vor ști cu certitudine, e caisă, e butuie, e cireaște. Bărbații să mai pierd. Spun doar că e bună. E bună, nu? E bună și are gust, așa este. Chiar dumneavoastră aveți o preferată din toate cele multe sortimente? E greu de ales și nu pot să fiu partidic. Toate îmi plac. Procesul tehnologic, când îl observi, dă gust, dă poftă? Adică dacă procesul tehnologic, atunci când îl observ, dă el o poftă anume, dacă vii, nu știu, și că n-ai fost client. Munca în genere creează poftă, să știi. Ok. Da. Mulțumim mult, mult de tot, domnule Grigoraș. Victoria, dacă eu vă mulțumesc și vă aștept. Eu vreau să vă spun că ieri, când am ieșit de la Herghelie, până seara târziu, am rămas cu mirosul de acolo, iar astăzi miros apalinca cu domnul Grigoraș, eu mă duc la niște oameni să văd cum mă prezint, că trebuie să fac niște flotări, genuflexiuni, să vă ridic hainele, vorbesc foarte serios. Încă foarte puțin rămâneți pentru că încercăm, dacă se va întrerupe, se va întrerupe, dar îmi doresc foarte mult să vă arăt și beciul ăsta. Corect, ar fi chiar păcat să nu-l vedem. Faimos și frumos, da. S-ar putea să se întrerupe apelul. Nu e niciun fel de problemă, Victoria, noi de asta suntem cu aici, tăi ca să fim alături de tine în absolut orice situație. Parcă n-am mai trecut în România, măcar. Corect. Vedem efectiv cum s-a coborât. Uite, până în momentul ăsta noi avem semnal. Wow, ce frumos arată acest beci. Așa. Aici este zona destinată butoaielor, zona de păstrare, pălincă. Vă auzim și vă vedem foarte bine, deci continuați-vă prezentarea neîntrerupți. Deci aici avem toate diversitățile alea de palinca, scrie. Fiecare recipient de inox e destinat păstrării unei alte fel de palinca. Uh-huh. Asta e așa zisă zona verde, toate sunt aduse la alcoolemie. Au analizele făcute și de aici merg la îmbuteliere. Și în butoaie ce avem? În butoaie avem tot palinca, culoarea pe care o are palinca în sticlă o capătă de la păstrare în butoaiele de stejar. Am înțeles, Doamne, câte lucruri am aflat despre palinca. Deci acel galben nu venea de la gutuie, cum aș fi crezut eu. Poate veni și de la... Nu. Ne-am luminat în materiile de palinca. Tot palinca este transparentă, e ca foarte. Da, uite, o chestie pe care nici eu n-am știut-o. Foarte Da. Realmente nu credeam că ar fi de la butoaie neapărat. Observăm într-adevăr că sortimentele sunt foarte multe. Palincă de gutui, cireșe, căpșuni, piersici, mere, pere și nu spun mai departe, îi lăsăm pe client să se ducă să viziteze acolo. Iată drumul la rupine, Victoria, să vedem ce se va întâmpla. Dar să nu pui gura. Da, așa, să picătură cu picătură. Să nu pui gura, soție. Aștept să se întrerupă și ok, corect. Pentru un consum responsabil în timpul momentului muzical, rugăm să purcezi la... Hai să vedem. Puteți să da drumul. Exact. Vrem totuși să vedem umplerea. Probabil că mai cu forță. Și s-a și umplut. Ce repede! Este același sol? Aia este o calică de piersică ce aveți acolo. Ah, ok. Mulțumim mult de tot. Păi, Victoria, ce să zic? Acum nu suntem de la egal la egal, dar cu un pic de apă pot să dau și eu noroc cu tine, dacă vrei. Victoria. Noroc la toată lumea. Da. Se simte caisa? Se simte, eu văd aici niște bule și asta înseamnă că o să am bani.
Exact, exact, așa spune și mama mea. Mama mea nu-mi zice, n-are bule, nu-mi zice că am bani. Mama mea când observa genul acesta de bule în cafea, cel puțin în centru, chiar are și un ritual pe care o să-l fac dacă... A, na, la mine deocamdată e portofelul gol. Hai, gata, noroc, la mulți ani. Mulțumim mult de tot că ne-ai arătat și noroc, sănătate, Doamne ajută, la mulți ani, sănătate acasă, la copii, numai bine. Și treci. Noroc, mulțumim mult, mult, mult de tot, Victoria, frumoasă, rău, intervenția ta, ne-ai făcut și poftă de pălincă. Noi acum facem grătarul în spate, avem doi colegi care... Sigur că da, îl sudăm, nu vă imaginați că avem vreo ceva. Am făcut poftă de mici, iar mi-am adus aminte că nu ți-am luat mici, trebuie la un moment dat să mă conformez. Mie îmi place că tu perseverezi, adică ți-aduci aminte în fiecare zi. Și fac poftă de fiecare dată. Dar poate că într-o zi când vei uita, vei veni și cu micii aici pe masă în platou.